Salutare, dragi prieteni! Astăzi am ieșit un pic prin pădure, deși este destul de urât, în speranța că vom găsi zbârciogi. Aceste ciuperci deosebit de bune. Și fix când am intrat de pe șoseaua principală, am găsit unul, numai că nu știm acum exact ce specie e. Sunt mai multe specii de morel. Acesta este alb, deschis la culoare. O să vedem și dacă este comestibil, deși 90% sunt sigur că este comestibil. Dacă căutați aceste ciuperci deosebite, să aveți grijă că sunt cam greu de observat și trebuie să mergeți cu atenție. Pădure de foioase, lângă un stejar. Și de obicei, unde este unul, să căutați că trebuie să fie mai mulți. Și din ce observ, ia uitați, minunăție, minunăție, aceste ciuperci sunt deosebit de gustoase. Acesta este chiar un pic trecut. Și trebuie să vă uitați cu grijă, pentru că sunt foarte ușor de trecut cu vederea, de omis. Ia uitați altul aici. Mare grijă. Aceștia se taie de obicei cu cuțitul, dar și dacă îi smulgeți, îi rămâne în pământ miceliu, deci nu este o problemă. Cine zice că trebuie tăiat nu cunoaște într-adevăr cum se dezvoltă o ciupercă. De fapt, ciuperca este organul fructifer din exterior. Miceliul este cel care perpetuează specia. Într-adevăr, mai sunt sporii după ciupercă, dar sporii, n-are nicio rădăcină, n-are nicio... Foarte frumos. Sunt extraordinar de gustoși. Aceștia mai deschis la culoare și aceia negri. Bio din pădure. Chiar dacă este un pic răcoare, natura întotdeauna vă răsplătește cumva. Toate cele bune, prieteni. Să ne reauzim cu bine.